Salutăm! Astăzi revin cu un nou videoclip de acasă, în care în acest videoclip vreau să vă arăt cum verificăm nivelul la ulei din diferențial, adică din cutie, și cum îl putem completa. Nivelul se verifică este un teu, un șurub, pompa centrală. O știți aici placa, asta e pompa centrală, care e compusă din două corpuri, servodirecția și ridicarea. Și totodată, tot aici, avem un șurub mic, un pătrat, care e normal nivelul de ulei. Dacă îl desfacem și curge, înseamnă că uleiul e la nivel, dacă nu, înseamnă că îi sub nivel și ar fi bine să completăm. Completăm cu T90, iar completarea se face până spate, în spate la cabină, deasupra sus de cilindru pe placa aia, e un bușon, îl desfacem cu un teu pătrat sau, după caz, în cel mai nefericit caz, cu Dalta. Nu recomandăm sistemul ăsta. Și completăm până începe să curgă aici. Acum, aici, dacă n-aveți un teu, merge cheia de o inelară de 11 forțat. La mine îi aici în gură, dar ar mai trebui, cred că vreo 4-5 litri. Nu curge încă, dar se vede că e aici. Dacă nu-l vedeți deloc, băgați o sârmă așa întoarsă să vedeți cam cât ar fi lipsa. Uitați aici, ăsta e șurubul, cum v-am zis, e un pătrat. Și aici verificăm nivelul de ulei. E bine din când în când să mai verificăm ca să știm exact cam cât avem, să nu pățim să... Dacă rămânem fără ulei, când folosim discul, plugul, posibil să pițigăm garnitura de inimioară de la pompa centrală și atunci nu o să mai ridice. Cam atât, l-am... Atât-i. Mai odată. Și atunci nu o să mai ridice și pentru asta trebuie să desfaceți alea și nu e în regulă. O să dau cu trepiedul mai aproape ca să vedeți exact șurubul. Uitați-l. E pătratul ăsta mic de aici, care îl desfacem și vedem care îi nivelul. În el, normal, după cum știți, îi băgăm T90. Acum depinde și de pompă și de alea ce pompă aveți, mai puteți băga și valvolină, nu-i cazul. Dar dacă la 5 ani băgați ulei nou, nu-i cazul. Băgăm în jur de 5 de litri, 60, cam ăsta e 60 de T90. Mai punem garnituri noi pe unde-s pierderile și mergem mult și bine. Acum e un pic răcoros dimineața, îi facem și o pornire să-l auziți. Merge ok. La fel, de fiecare dată, dacă din când în când... Din când în când să mai verificați și uleiul de motor, să nu aveți pierderi sau altele fiind mai uzate consumă. Da, cam asta a fost videoclipul. Dacă v-a plăcut, abonați-vă, dați un like și apăsați pe clopoțel pentru a fi notificat
când revenim cu noi video. Vă mulțumim!